Te salut! Există un arbore sequoia numit Redwood, care are rădăcini superficiale, rădăcini care nu pătrund adânc în pământ. Și atunci, cum reușește arborele sequoia să trăiască atât de mult, făcând față vântului, viscolului, poate chiar și cu tremurelor, dacă nu are rădăcini adânci? Rădăcinile unui arbore sequoia sub pământ caută rădăcinile altor copaci sequoia și se unesc între ele. Fiecare copac își formează o rețea de legături cu alți copaci. Și această rețea uriașă oferă o stabilitate remarcabilă în caz de vijelii și de inundații. Practic, toți copacii sequoia dintr-o anumită zonă se susțin direct sau indirect între ei. Adevărata lor putere o reprezintă unitatea. Crezi că am vorbit despre copacii sequoia? Și da, și nu. Am căutat să-ți spun, în alte cuvinte, să-ți descriu ce înseamnă comunitatea Upgrade. O comunitate care pentru mine înseamnă susținere, interacțiune constantă, inspirație și motivație. Împreună suntem mai puternici. Și da, tu poți să ai parte de o zi minunată.